6-a 2017, convocată pe dispoziția primarului 124 din 22 iunie. Ședința este legal constituită. Suntem în prezența majorității consilierilor care alcătuiesc Consiliul Local al Comunii Strugari. Înainte de a începe toate lucrurile, v-aș supune spre aprobare procesul verbal al ședinței din 30 mai 2017. Dacă aveți obiecțiuni, dacă... Domnul Handan. Stați în modificăm. Dacă așa este, nu mă oprit, da? Da, ce nu s-a consemnat? Deci, nu s-a consemnat rezolvarea problemei podului din față de la Ionuș Pară. Nu s-a consemnat? Da, nu s-a consemnat în proces verbal. Nu s-a consemnat? Da. Deși ai făcut o... Ai făcut o interpelare. Bineînțeles. Referitor la podul? La podul din față de Ionuș, în față la... Suntem la gelul rugele. Este o gaură acolo și altfel, oricând poate mai rămas... La diverse o fost. Deci, podul de la Pavel lui Emil, da? Da. S-a mărut gen. Ce gaură. Și tot referitor la discuția cu... Alte obiecțiuni. Deci, încă obiecțiuni. Mai este altă și altă comună. Mai este și pe jurul care au accesat... oamenii, cetățenii de acolo, au accesat subvențiile europene pentru animalii care pășunează pe coșorii comunii respective. Nu, vorbim acum de ce s-a consemnat în procesul verbal. Nu vorbim altceva. Vorbim de ceea ce se o discutată ședința anterioară și nu s-a consemnat în procesul verbal. În afară de obiecțiunea că nu-i spuneți că nu este neprins de la codul la Emil Pavel, mai sunt alte obiecțiuni în cadrul procesului? Eu nu mai sunt, da? Ei, în ședința următoare, eu o să fac rectificarea. Bine. Acum, conform articolului 41 din legea 215, știți că trebuie să facem propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință. Dacă doriți să faceți propuneri. Domnul Măcic. Propun că la domnul Hangar. Aveți răbdare să supunem la vot, poate. Alte propuneri pentru alegerea președintelui ședință? Domnul Trofe. Domnul Lazar. Alte propuneri? Bun. Cine este pentru propunerea domnului Măciucă pentru domnul Hangan? Împotrivă? Anita, te abțin, cum votezi pentru propunerea domnului? Te abțin. Împotrivă? Două, cred, nu? Domnul Lazar, sunteți președinte ședinței. Domnul secretar, dar pentru domnul profesor, dacă ies sau mai președinte, vă rog să spunem la fără. S-a supus la vot. Aveți așa, la domnul Hangalu, două voturi pentru. Da. Da? Eu n-am văzut pe cadmul ăsta. Deci n-ați propus chestia asta. Bine. Cine este pentru propunerea? Cine este propunerea domnului Măciucă ca domnul Hangalu să fie președinte de ședință? A spus-o odată. O mai sună o dată, că așa e bine. Spune de mai multe ori, mai bine. Cine este împotrivă? Deci, domnul Măciucă, nu puteți fi și împotrivă și pentru. Da? Cine este împotrivă? Cine este împotrivă ca domnul Hangalu să fie președinte de ședință? Împotrivă, da? Da. 1, 2, 3. Cine se abține? Cine este pentru ca domnul Trofe să fie președinte? Domnul Lasă să fie președinte de ședință? Iar? Și alu. Vă las să pun iar. Uite și eu sunt de acolo. Cine este împotrivă? Toți. Împotrivă? Da, să nu s-a făcut niciodată două propuneri. Nu s-a făcut și noi frumos, facem așa ceva. Între noi colegi. Niciodată nu s-a făcut două propuneri. Să vorbească, în fine. Da, dar este acuzare legal. Aveți președinte ședință, domnul, de noi. Dar și ei nu știu de acord cu cine. Nu știu de acord cu cine. Nu știu de acord cu
nu, dar pe ce nu sunt de acord? Nu-i frumos, faci două propuneri. Mă sunt la 5, 6, ce contează? Asta e legal, e frumos, e legal. Nu, dar e legal, știu că te bătrâni. Noi, dar avem dreptul. Deci nu e nicio problemă de asta. Eu nu sunt mulțumit că eu sunt coleacă ca bolnăvăr și nu. Păi, dacă stați un pic, nu prea vroiam să ședințe, nu pentru mine, dar... Am înțeles. Dar zic că cu aprobarea dumneavoastră, dacă Nenea Ghiță nu poate să țină conducerea... Să vorbească, dar dacă gândiți-vă că după aceea trebuie semnate documentele, trebuie lui să termină ședința în momentul ăsta. Cum hotărâți? Dar nu ne-am înțeleg problemă. Dar avem 10 zile la dispoziție. Nu trebuie să dați semnate hotărâri, în procesul verbal și cum vă s-a luat ședința. Dacă nu... Deci, atunci dăm o ședință. Da, exact. Primarul Comunului Stârgaș Gheorghe Țubacă, în bază la dispoziție articolul 239, aliniatul 1, ale articolului 68, și 115, aliniatul 1, din legea administrației publice locale, numărul 215, din 2001, cu modificările și completările ulterioare emite următoare dispoziții. Se convoacă Consiliul Local al Comunului Stârgaș Gheorghe Bacău în ședința ordinară, pentru data de 29.06.2017, orului 10, care se va ține în sala de ședință, Consiliul Local, cu următoare proiect de ordine de zi. Proiect de ordine privind decontarea contravalorii cadrele didacice pe transport. Luna lui mai 2017. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017. Proiect de hotărâre privind aprobarea statutului comunii Stârgaș. Și divers. Articol 2. Prezenta va fi comunicată instituției comunitare. Dacă cineva mai are și alte lucruri la ordinea de zi. Dacă nu mai este altă discuție, și pun la vot ordinea de zi. Cine pentru? Împotrivă cineva? Să abține? Și primar. La primul punct al ordinei de zi, proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei de mijloace de transport ale personalului didactic la școala Stârgaș pe luna mai 2017. La punctul 1, articolul 1, se propune aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic pe luna mai în sumă de 3.393 de lei. În spatele proiectului de hotărâre, așa cum ați văzut și pe comisii, există centralizatorul cu toate documentele pentru fiecare cadru didactic, cu bilete de călătorie pentru fiecare. În comisii, probabil, le-ați văzut. Le mai dau încă o dată la fiecare consilier în parte să treacă. Este descris în aviz la Comisia de Învățământ, nu se înapă de la al doilea punct al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe 2017. Doamnelor și domnilor, legea 6 pe 2017 a adoptat bugetul de stat al 2017. Acesta este detaliat pe venituri de capitole și subcapitole, iar cheltuieli pe părți, capitole, subcapitole, titluri, articole aliniate, dat cu hotărârea Consiliului Local 32/03/2017. Prin care s-au aprobat sumele pentru localitatea Stârgaș. Având în vedere încasarea sumelor de la bugetul din buget de la AFIR pentru obiectivul modernizare drumurii agricole rectific DG118-IAF-DNMSP, precum și necesitatea achitării factorii de utilități și a salariilor pe luna iulie, trebuie să rectificăm bugetul pe 2017 prin mărirea de credite în trimestrul 3 la de
la venituri și cheltuieli cu suma de 40.500 de lei, adică 400 de milioane de lei. În expunerea de motive pe care noi am făcut-o, la articolul 1 se propune rectificarea bugetului local pe 2017, privesul 3, primăria de credite, la impozite de clădiri persoane fizice plus 5.000 de lei, adică 50 de milioane, pe extravagant plus 5.000 de lei, la alte impozite și taxe plus 2,5 mii lei, la amenzi plus 10 mii lei, la taxe speciale plus 10 mii lei. La cheltuieli pentru administrația publică salarii plus 40 mii de lei. Adică sunt sume venite prin buget și noi trebuie să le aprobăm pentru salarii. Este vorba exact cum știți de altă dată am luat pentru problemele pentru cei care sunt pe social VMG-ul, ceilalți care sunt persoane cu handicap și asistenții personale, nu au fost cum să fie plătiți din banii care au fost alocați. Acum ni s-au dat și noi îi aprobăm prin hotărâri. De asemenea, se propune rectificarea bugetului local prin virarea de la sume de la capitolul transporturi la capitolul gospodăriei comunală cu suma de 15.000 de lei. Această rectificare este necesară ca să ne punem la punct cu fântânirii care și ciușmerile, care știți că în luna trecută noi am aprobat modificarea domeniului inventarului public și acele ciușmerii care sunt în domeniul public, noi trebuie să le facem să le ținem garanția cel puțin în prevedere, așa cum prevăd legile sanitare, cu amenajare, cu amenajare loco, adică platformă betonată, un loc din beton cu inscripții să fie protejată într-un fel sănătatea oamenilor. Suma este mică, nu cred că o să reușim să le facem pe toate 6 care le-am prins în domeniul public, dar din câți bani ne putem permite, facem 2-3, cât o să putem face, ca să fim în regulă cu până la sfârșitul anului să reușim să le facem pe toate, spunem. Aveți anexa la hotărâre, o dată din mână în mână la fiecare consilier, este prinsă la capitolul respectiv. Pe comisii la discutat ea. La punctul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea statutului Comunei Strugari. Eu aici am să dau cuvântul puțin la domnul secretar. Orice unitate administrativă teritorială are obligația de a aproba statutul comunei, municipiului, orașului. Pot să vă dau citire la anexa de proiecte hotărâri. Care sunt principiile generale a statutului comunei Strugari? La capitolul 2 o să fac un rezumat ce înseamnă administrația publică la nivelul comunei Strugari. Prin 215, primar, viceprimar, consiliul local. Câteva cuvinte despre educație, sănătate. Din percepția sau dezvoltare, tot vizează primăria. Munca, sănătatea, protecția populației, drepturile, libertățile și datoriile fundamentale ale cetățenilor. Actele care legiferează sunt Constituția României, legea 215, legea 96 privind aprobarea Guvernului pentru statutul Unității Administrative Teritoriale, legea 393 din 2004 privind statutul aleșilor locali, 52 din 2003 transparența decizională, 544 din 2001 privind guvernul acces la informații de interes public. Nu o să citesc în totalitate, o să fac un rezumat. Comuna Strugari este unitatea administrativă teritorială compusă din 6 localități componente, cu satul de reședință, satul Strugari. În Comuna Strugari
trebuie să respecte Constituția și legile țării, că facem parte din România. Teritoriul Comunei Strugari este în suprafață de 5.934 de hectare. Limitele teritoriului administrativ al Comunei Strugari sunt cele stabilite prin legile țării, iar modificarea lor nu se poate realiza decât dacă este aprobată prin referendum local. Delimitarea capitalelor satelor se face prin planul de amenajare a teritoriului, planul urbanistic general și regulamentul local de urbanism. Calitatea de cetățean al Comunei Strugari se dobândește, se păstrează sau se pierde în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Comunitatea locală este organizată pe principiul constituțional al pluralismului, care respectă condiția de bază și garanția economiei de piață, a democrației sociale și politice, a libertății membrilor săi. Comuna Strugari poate coopera sau se poate asocia cu alte unități administrative teritoriale din țară sau din străinătate, în scopul și în condițiile stabilite de legea administrației publice locale 215 din 2001. Și noi am scris aici, noi deja facem parte din niște asociații, facem parte din Asociația de Dezvoltare Interpunctare și Sanitate, Asociația de Dezvoltare Agricul Bacău și GAL Ulmus Montana. Vora de Galul, care era înainte Galul Valea Tasleului, acum Ulmus Montana, sunt comunele care sunt limitrofe cursului râului Tasleu. Facem parte din regiunea de dezvoltare nord-est a României. Raporturile dintre autoritățile administrației publice locale, primar sau consiliul local, deci autoritățile administrative sunt autoritatea deliberativă și autoritatea executivă. Autoritatea deliberativă este consiliul local și cea executivă primarul localității. Comuna Strugari, prin Constituție, are dreptul la resurse financiare suficiente, proporționale, cu responsabilitățile și atribuțiile pe care autoritățile publice le-au stabilite prin lege. Sumele necesare care exced veniturilor proprii, e bine înțeles aici că ale bugetului se asigură din bugetul de stat sau din bugetul județului Bacău. Deci chiar dacă noi nu avem fonduri suficiente, avem dreptul la resurse financiare suficiente și proporționale, iar ele vin de la bugetul de stat sau de la bugetul județului Bacău. Toate relațiile pe care Comuna Strugari și autoritățile în sale reprezentări stabilesc, întrețin și dezvoltă cu alte comunități, trebuie să slujească interesul și binele general al colectivității. Actele autorității administrației publice locale sunt hotărârile de Consiliul Local și dispozițiile primare. Ce este foarte important, pe teritoriul Comunei Strugari se folosesc în condițiile legii următoarele simboluri. Național, drapelul României, tricolorul, Ziua Națională a României 1 decembrie, Imnul Național al României, Deșteaptă-te Române, Stema României, stabilită prin legea organică. Europene, adică facem parte din Comunitatea Europeană și dreptul comunitar este suveran, este dreptul național. Este vorba de drapelul Uniunii Europene, cred că ați văzut peste tot, la orice instituție, se pune drapelul României și drapelul Uniunii Europene. Stema Uniunii Europene, steluțele alea creștiți, Imnul Uniunii Europene și Ziua Uniunii Europene. Și noi am făcut, în provocările din Consiliul Local, o stemă Comunei Strugari. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte, acum vreo 5-6 ani. Aici știm, ar trebui să știm despre ce vorba, despre administrația publică locală a Comunei Strugari. O să vă spun doar atât, că administrația publică a Comunei Strugari, autoritatea de deliberativă sunteți dumneavoastră, Consiliul Local, datorită numărul populației, sunteți un număr de 11 consilieri, actele pe care le adoptați se numesc hotărâri, iar autoritatea executivă este primarul localității, care împreună cu secretarul și aparatul de specialitate are obligația de a duce la bun sfârșit treburile cetății. Da? Așa. Nu vă mai citesc Consiliul Local, atribuțiunile în ce domenii trebuie să știți că la nivelul fiecare localități există un viceprimar, da, numit de rândul dumneavoastră, care este înlocuitorul de drept al domnului primar și subordonat în mod direct primarului localității. Aparatul de specialitate, știți despre ce este vorba, sunt compartimentele din cadrul primării, asistență specială, financiar contabil, stare civilă, resurse umane, SDSN, bibliotecă, gospodării comunale.
Câteva cuvinte despre economia locală. Știți foarte bine ce avem în Comuna Struga. Zootehnie, niște fânețe și ne-am dorit din toată inima să avem și industrie, ne-am dorit să avem multe alte domenii care ar aduce prosperitate zonei. Articolul 40. Autoritățile publice locale și fiecare generație de locuitori au datoria de a apăra sporii și diversifica averea comună, exact ca într-o familie. Asta e datoria tuturor. De a utiliza rațional averea asta și eficient pentru a asigura traiul bun și un viitor sigur pentru toți membrii comunității. Economia Comunei Strugari se bazează pe principiul economiei de piață, libera inițiativă și concurența și are ca scop fundamental dezvoltarea generală a localității. În Comuna Strugari se respectă chestia asta, se respectă principiul pluralismul formelor de proprietate, în sensul coexistenței proprietății publice, ceea ce avem noi, domeniul public și privat, și suntem reprezentanții din 203, din legea 213-98, și proprietatea privată a cetățenilor. Proprietatea publică a comunei este formată din drumurile comunale, vicinale și străzi, piețe publice, în cazul nostru nu avem piață, piața publică, comercială, târguri, oboare, precum și zonele de agrement. Aici avem zonele de agrement. Lacurile, rețelele de alimentare cu apă, terenuri, clădiri, asta e proprietatea publică. Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public se întocmește și se actualizează de către Comisia Specială. Comisia Specială e formată de către domnul primar, eu și agentul agricol, Echigeanu Urbanus. Orice modificare cu privire la înregistrarea și regimul juridic sau tehnic al bunurilor cuprinse în acest inventar, care atestă dreptul de proprietate, respectiv categoria de folosință, se aprobă cu justificările corespunzătoare prin HCL, prin hotărâre Consiliul Local. Finanțele publice locale. Formarea, administrarea, utilizarea și controlul resurselor financiare se realizează cu respectarea principiului autonomiei locale, administrative și financiare. Bugetul local anual și bugetele speciale sunt aprobate prin hotărâre ale Consiliului Local. Proiectele acestea sunt supuse acelei legi. Legea 52, transparența decizională, se afișează cu 30 de zile înainte. Cine este interesat poate depune, eu știu, notări sau cine dorește. Impozitele și taxele locale în Comuna Strugari se stabilesc prin taxe și impozite locale, da? Și prin HCL-ul care le aprobați în fiecare an. Calcul. Urmărirea, încasarea sau executarea silită a creanțelor bugetare locale se realizează de către compartimentul financiar contabil. Organizarea și desfășurarea activității financiar contabile la nivelul Comunei Strugari se realizează cu respectarea principiilor, regulilor, procedurilor și responsabilităților stabilite prin legea 276 și legea finanțelor publice. Ordonatorul principal de credit, care este domnul primar, își exercită atribuțiile și responsabilitățile ce revin pe linia finanțelor publice locale prin intermediul compartimentului. Câteva cuvinte și despre educație. Educația libertății, emancipare prin cultură și înălțarea spirituală a oamenilor din Comuna Strugari reprezintă preocupări de bază ale administrației publice locale. Comunitatea și autoritățile publice locale sunt obligate să asigure condiții optime în acest sens. Școlile, biserice, grădinițile, căminul cultural, bibliotecile, cabinetul medical, împreună cu toate instituțiile de raza Comunei Strugari și familiile, participă în mod liber de pe poziții proprii fiecăruia, cu metodele și mijloacele specifice, la formarea și dezvoltarea personalității fiecărui locuitor al comunei. În Comuna Strugari, munca liberă, desfășurată în condiții de competență și eficiență, reprezintă o valoare fundamentală. Câteva cuvinte sunt drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor. Cetățenii Comunei Strugari beneficiază conform Constituției României de drepturile și libertățile consacrate de acest act fundamental adoptat în România în 1991, având obligațiile și drepturile prevăzute în acestea. Cetățenii Comunei Strugari sunt egali în fața legii și autorității publice, fără privilegii și fără discriminări. Dispozițiile prezentului statut privind drepturile și libertățile cetățenilor vor fi interpretate și aplicate în concordanță cu prevederile Constituției României și cu legile țării, cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și celelalte tratate pe care România le-a încheiat cu alte state. Câteva din drepturile și libertățile cetățenilor, dreptul la viață, la integritate fizică și psihică,
libertatea individuală, dreptul la apărare, libera circulație, dreptul de a le fi respectată și ocrotită de către autoritățile publice, viața intimă, familiară și privată, inviolabilitatea domiciliului, secretul corespondenței, libertatea de exprimare, dreptul la învățătură, dreptul la cultură, dreptul la ocrotirea sănătății, dreptul la vot, dreptul de a fi ales, libertatea întrunirilor, dreptul de asociere și mai sunt mai multe. Am făcut un rezumat scurt. N-avea rost să vă citesc. În principal, statutul se referă în primul și în urmă la apartenența noastră la statul român, la faptul că suntem unitatea administrativ-teritorială și că avem drepturile și datorile fundamentale prevăzute de Constituția României și legile țării. Cam asta. Trecem la discuții, la seara diverse de la urmă. Adică să discutăm asupra celor trei proiecte și, în final, discuții diverse. Ce vrei să-i cuvântul? Să-ți scrie la cuvântul. Dice, eu v-aș ruga, adevărat că mai sunt probleme la procesele verbale. Ca să pot și eu să mă ordonez, să pot să consemnez totul, ar fi bine să vă înscrieți la cuvânt, știu și eu ce să scrie la cuvânt, respectăm o ordine al orii la cuvânt și în momentul ăla nu se mai fie probleme, că am uitat de codurile aia de lușă. Cine vrea să scrie la cuvânt? Domnul Trofi. Deci cu privire la... Altcineva, ce să mă înscrie? Stai să vedem ce să scrie la cuvânt. Altcineva? Poate ne-a trebuit să fie. Atât, da? Primul profil. Deci pentru primul trei, da? Da, nu, pentru cine trei? Eu zic că... Da. Vreste trei diferenție și rămâi diversele. Discut și pentru una și pentru una. Aprobarea se face pentru cei care îmi fac. Bine, dacă l-am aprobat, la discut eu, la discuții vorbim. Adică... Nu da. Facem un proiect, discutăm despre el, ce putem voi. Discutăm pentru cele trei proiecte. Cu privire la decontarea cheltuielilor pentru cadrele didactice, pentru luna mai, sunt de acord că se facă decontarea. Pentru rectificarea bugetară, la fel. E bine că sunt s-au trebuit sumele până la ora actuală, în bugetul local, sunt de acord, pentru rectificare. Dar cu statutul comunei noastre, de asemenea, sunt de acord și trebuie să ne încadrăm în limitele decizionale pe care le are statutul comunei noastre. Mai aveți altceva? Nu. Eu l-am doilea punct, referitor la rectificarea asta de buget. Sper să aveți, domnule primar, în vedere nu numai amenajarea fântânilor, ci și analiza apei să fie, ca să știe omul de unde consuma, dacă este bună de consum. Adică nu numai amenajarea betonată, pentru că nu știu dacă ne ajută. Deci am un important ca să fie conform. Conform, stabilim, apa este de băut. Dacă este de băut, va scrie apropiată. Eu vă dau răspunsul chiar acum. Cei de la Direcția de Sănătate Publică au venit, ne-au solicitat să le punem la dispoziție inventarul domeniului public cu acele ciușmeri care sunt pe domeniul public. Noi nu le-am inventariat, de asta le-am inventariat luna trecută și le-am trecut în oricare ciușmea, noi le-am făcut analizele privind nu, s-au făcut analize calitatea apei. Ei, atunci noi o să-i facem. Noi facem amenajarea. Poftim? Noi facem amenajarea. Facem amenajarea, facem cu gărduțul, facem iar probe, ne pune tot felul de substanții în ea, îi facem probe iar și după ce terminăm cu probele, afișăm bună de băut sau improprie.
Poftim? Da, de unde era? Casa de apă. La, exact la Ciușmea. Nu la Ciușmea, cu substanțele. Ei, nu, la casa de apă, normal, la izvor. Da, deci asta nu trebuie să vedem și chestia asta. Da, da, da. Este o preluată problemă bună, este acela, când s-a făcut statutul ăsta la Comunii Spânări, care este un lucru bun, stabilește limitele și minimi și maxime a cetățenilor Comuna Spânări. Referitor la primul punct cu decontarea cheltuielor, eu, pentru prima oară, în 9 ani de zile, de când sunt consilier local, în această ședință o să mă abțin și ulterior o să vin și de ce mă abțin pentru votarea decontării contravalorii cu mijloace de transport al profesorilor. Mulțumesc! Da, suntem de acord cu întrebarea cu proiectul numărul 1 și avem proiectul numărul 3 acolo la niște, depun niște fonduri pentru șpedul bisericii. Ar fi bine să calculăm și să facem și... Dar vă veți la punctul 2. Da, da, da. La punctul 2. La punctul 2, așa. Da. Deci, ca ați spus de rândul regulă la ședință, vă să facă... Da, noi am discutat cu... Vă rămas de distanță cu voi, cu preotul de acolo, trebuie să vedeți telefonul un referat la noi. Asta am discutat. Un referat la noi și ce vrea să facă. Și noi trebuie să fim noi, ca și primării, un prestator de servicii care să fie PCA pentru toate achizițiile și fac prin serviciul electronic de achiziții publică. Trebuie să vină să ne spună ce vrea să facă. Dacă vrei să faci ușă, ușa îți dă avizul pompierul pentru ușa pe care vrei tu să o faci în termopan? Asta e o problemă. Deci trebuie discutați, pentru că noi facem moșul, le punem acolo, vin cei de la pompieri și nu le dă avizul pentru desfășurarea activității. El se discute cu preotul, se discute cu cei de la pompieri, domnule, vreau să fac ușile. Care material este permis pentru... Pentru că este un material care nu este inimicul, adică ia foc foarte așa, emană niște gaze toxice și pe atunci când sunt adunări, slujbe și unii, doamne ferește de ceva, pompierul se dea avizul sau nu. Adică să se pună la adăpost. Noi facem noi investiții care astăzi este bunul să facem și vin cei la pompieri și spune, băi, este bine ce ai făcut părinții, este nevoie să faci. Achiziția o facem noi, în baza cererii care o face preotul, pentru că el este ordonator. Eu n-am considerat banii, du-te cu banul în mână și îți cumpără. Pentru că legea acum au venit cu legea finanțelor publice și administrația de cu niște rectificări. Și toate achizițiile se fac pe seară. Bine, dar nu banul în mână, am zis că... Da, ce chiar aici faci proiect, la mijloa spărăție. Da. Da. Da, dar și preotul trebuie să respecte. Deci trebuie biserica... Trebuie, dacă faci o ușă, trebuie să o faci conformă, pentru că o să aveți nevoie de niște avizii ca să puteți funcționa. Și biserica are o autorizație de funcționare, nu? Înțelegeți? Și trebuie făcute conforme lucrurile. Nu se închide și trebuie să... Nu se închide. Când o să vină treaba asta. Când o să vină să vorbim. Asta, asta, asta. Mulțumim. Dacă ai spus de asupra celor trei proiecturi. Dacă nu, supun la voi trei proiecturi. Da. La proiectul ăsta am discutat cu domnul primar și urmează să vin cu părintele meu. Da, așa am să duc și eu cu preotul de la noi. Vin și mă dau cu părintele ca să rezolvăm tot cu zi. Asta vin și eu cu preotul de la noi. Dar dacă dați voi, că poate plăcești de la noi. După viață plecăm toți acolo la părintele meu. Bine. În sucul la pot primul punct din ordine de zi. Proiect privind decontarea transportului. Ce liber? 7, da? 6. Păi da, dar mai venit să-mi trebuie un rătăcit. Da. Cam dai voie să nu faci pe sede. Nici un fel de probleme, înțești? Dar putea să ne mai mai. Nu vedea. Ce nu este potrivă? Ce cineva potrivă? S-a făcut ceva? Pentru că așa mi-a promis mie asta. Păi nu mă interesează un moment, dar eu vreau să număr voturi. Deci 6 pentru și împotrivă este cineva la proiectul de contări? Eu mă abțin. Abțin. Împotrivă, îi spun acum. Nu, nu, nu. Două abține, da? Două. Bun. La punctul 2.
Proiect de ordine privind rectificarea bugetului local pe anul 2017. Cei pentru o treabă, să înțelegi ceva, nu? La punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea statutului comunei Strugari. Cine pentru? Să abțin cineva? Adică un mandat. La diverse ce vrea să ia eu. Și domnul Măciuc. Am depus la primărie o cerere cerută de oameni din satul Cetățuia pentru barastrarea Hațașului pentru accesul la biserică. Și fiind consilier în cadrul comunii, domn primar, vreau să-mi dea răspunsul ca oamenii din sat care mi-au semnat pe hârtie să afle despre ce este vorba. Alte probleme? Atât. Mai vrea să spun cineva la, la diverse? Acolo, pentru balastare, eu m-am spus că am făcut un proiect de, pentru balastare. Nu s-a aprobat. Și de săptămâna viitoare o să închiriem două mașini, plus mașinuța noastră, și o să o luăm pe fiecare uliță, inclusiv ceea ce eu am solicitat acolo pentru Hațaș. Deci se rezolvă. Dar de săptămâna viitoare să ne apucăm de treabă. Adică la începutul lunii... Iulie. Bine, mulțumesc. Ați văzut ce răspuns prompt? Trebuia ședința următoare, dar pe răspuns. Altcineva. Mai discut, vă vreau. Da. Tot legat de drumurile astea, mi-a dat domnul primar răspuns alineaul la balastrarii. Trebuie să se reia balastrarea, nu numai la, în timpul alegerilor, când este nevoie să fim votați, să, să balasteze. Deci trebuie un ritm, să ne menținem ritmul de anul trecut. Când veneau mașini după mașini și s-aduceau pe drumul comunei Strugari. Și referitor la autogrinderul ăsta, stă parcat în curtea primăriei, nu mai ies cetățuia la vale, abia mergi cu mașina. Și bineînțeles, bănuiesc, mai sunt și alte ulițe a satului sau care sunt din balastru. Balastru, apa, o dus-o la vale, o dus să făcut cratere pe drum și totuși am înțeles că este stricat. Nu, la școala de grefie. Nu. Acolo eu este stricat? Filmare. Ca oricare utilaj, mi s-a dus o piesă care este importantă, care ține lama, practic. Noi am achiziționat de tot așa de fascinția și trece un pic din timp până se dă răspunsul și până se facă achizițiile și până se pune în opere piesa respectivă. Am făcut-o. Dar avem un bulldog. Poftim? Avem și un bulldog. Păi da, mă, dar ați întrebat de autocredere. Păi acum o să spuneți plătița următoare. Am secretar, nu, abțineți-vă de la... Am făcut-o. Urmează ca să fie așezat în poziție, s-o greșit un cot undeva, trebuie rectificat puțin. Normal că dacă de asta nici nu a început să ducem balastul și un cic trebuie întins, dar sperăm ca până luni, marți, să avem și utilajul pus la punct. Și aș mai avea o întrebare legat de dacă s-a obținut finanțarea prin PNRR, drumul de la Strugari la Florești. Nu este, nu este obținut, n-am, s-au depus pe total măsură vreo 300 și ceva de proiecte. Au fost finanțate cam 130, după câte am înțeles, între 130 și 150, nu știu exact. Așa, noi n-am avut un punctaj peste 50 de puncte și n-am fost eligibili și suntem sub listă. Mai aveți soluția să continuăm cu... Scorțeniu prin asocierea asta, să mergem, dacă așa nu se poate. Dacă ar fi rămas fonduri neutilizate la prima sesiune, deja prin proiectul lor, de, adică prin programarea de sesiuni, erau trei sesiuni. Aprilie, mai, iunie. Ne rămânând fonduri care să fie realocate pe celelalte două sesiuni, normal că anul ăsta nu mai sunt, cel puțin până la momentul de față, nu mai sunt fonduri care să le reavoce la celelalte două sesiuni. Deci noi, efectiv, nu prindem punctaj. Nu mai are la cine, nu mai sunt lucruri de finanțare. Dar dacă, dar dacă vor mai rămâne fonduri și se vor realoca din alte, pentru că bugetul PNDR-ului are mai multe obiective, mai multe acții. Ei, la sfârșit de an, probabil, acolo unde nu se cheltuie, unde nu sunt cheltuiți banii în totalitate, se îndreaptă spre ceea ce îi mai mult, îi nevoie mai mult,
de sume. Și dacă se vor da și o vom prinde, eu rugăminte la Consiliul Local să continuăm parteneriatul ăsta cu spălățenii și să încercăm să punem prin fonduri europene. Domnule, prin fonduri europene. Versați prin fonduri europene. Noi suntem și prin... PNDR-ul da. E un program de dezvoltare locală pe fonduri europene. Da? PNDL-ul, care este un program național de dezvoltare locală, este finanțat de guvern. Deocamdată, noi am depus proiectul și aici și acolo. Poate să-l prindem pe infrastructură finanțată de PNDL, de guvern. Să sperăm. Deci, altcineva, dacă mai vrea, la divers. Dacă nu, să spun și eu opinie. Discuția asta că noi balăstăm în comun numai când îi alege, mi se pare fără rost și nu-i la locul ei. Eu vreau să vă spun că noi, și domnul Bărăt știe foarte bine, noi am aprobat pentru anul ăsta pentru drumuri, ce balastru este și vor pune și așteptăm noi la anul când o să fie, sau de acum 2 ani, să facem balastarea. Atunci, dacă va fi fonduri mai mari, vom pune mai mult, dacă nu, nu. Deci e o prostie asta, să nu mai discutăm. Suma alocată anul ăsta, vă știți, este din... Este ce, o consumă, dar nu este așa, nu se n-a primat. Suma anul ăsta alocată a fost, este de 95.000 de lei, știți, adică de 950 milioane. Din banii ăștia, noi plătim și motorină, și cauciucuri la drum, știți? Dar în medii ne rămân ca 500 de milioane de lei efectiv pentru plata pentru balastare. Noi anul trecut am cheltuit pentru balastare 480 de milioane de lei. 480 de milioane de lei ăștia s-au dus efectiv pe închirieri de utilaje. Deci, de mașini. Dacă noi balastru, nu, balastru, noi îl avem, dar îl plătim. Noi îl plătim, să spunem, 5 lei metru cub, da? Au trecut să luăm mașini balastru. Sper că așa anul ăsta se... Tot așa facem și anul. Tot așa facem și anul ăsta. Deci... Anul trecut a fost alege, dar sperăm să... Anul trecut a fost, nu a fost alege. Dar ne-am pus. Anul ăsta tot... Anul trecut a fost alege locale. În primăvară, da. Dar nu avem nicio legătură. Nu și balastru să ne aducem situația. Ascultați-mă. Acele care s-au dat la scoapie după ce? Balastru pentru curat după alegeri. Ce legătură avea cu alegeri? Cum să se teme? Anul ăsta ce? Noi anul trecut am dus balastru în luna iulie-august. Dar, într-adevăr, așa au fost. Au fost niște promisiuni, au fost pentru... votare. Vă spun și eu, chiar la vecinii mei. S-au promis că dacă de votați pe noi, vă aducem balastru. Într-adevăr, după aia s-au avut două mașini de balastru. Deci au fost promisiuni. Bine că a reușit să ducem. Asta e o faptă bună, normal. În iulie-august s-a dus. Anul ăsta o facem tot în perioada iulie-august. Nu, dar o întrebare. Ce alegeri au fost anul ăsta? Nu a fost anul ăsta. Nu a adus balastru din toate uliții. Câte mașini? Trei ai pus acolo la uliță. Una a fost uliță, am zis eu, la... Tot ce s-a dus acum... Deci s-au dus mașini din balastru. Și acolo se pune două mașini, s-au pus și anul ăsta, fără alegeri. Da, fără alegeri. Ai promis două, n-ai promis numai una. Anul ăsta a dus numai una. Nu, ce-a adus Suntem mulțumiți că s-a pus balastru. Chiar s-a pus. Mai